Bună ziua toată lumea și bine v-am găsit un nou episod cu bisicile mele, Zicuță și Duța. Deci, sunt tot niște pisici de ale mele, numai că se află aici, la țară. Ce faci, Duța? Duțica, ce faci, Duța? Pe această pisică o cheamă Duța și pe acesta îl cheamă Zicuță. Dar de fapt este tot un mătănier, așa. Ei, nu mă mai mușca, mă. Bă, nu mă mușca, mă, de deget. Ce mă muș, mă, de deget? Ce mă muș, mă, de deget? Ei, Zicuță, Zicuță, ce face băiatul? Ce face goranul? Deci, acest pisoi are vârsta de vreo... Cred că are vârsta de vreo 4 luni. Adică s-a născut acum 4 luni. Lasă pe Duța. Duța are probleme, Zicuță. Da, uite, hai să vă spun. Duța asta are... Este castrată și cred că are o vârsta mai mare decât a lui Semi. Cred că e puțin mai tânără decât Peticita. Și mult mai tânără decât Mau. Are vreo 4 ani așa. Duțica, ești ok? Zicuță, potorește-te. A, fuge Duța, fuge Duța. Ok, să pare că am rămas doar eu cu tine, Zicuță. Ce face băiatul? Ce face băiatul? Deci acest pisoi, când era mic, îi era puțină frică de înălțime. L-am ridicat și mi-a unat foarte subțire. Foarte, foarte subțire am eu unat. Și... Vrea jos, e frică de înălțime și cred că acum e frică de înălțime. Era atât de drăgălaș și nu este tot. Duța asta a născut 3-4 pui. E tot un pui de-a lui Duța. E, Zicuță, Zicuță, nu-mi iau unii? Vrei să-mi iau și tu? Toarce pisoiul, toarce pisoiul, toarce pisoiul. Da, mai are și alți pui pe nume Gingirel și Luluța, Zicuță. O să fac și vloguri cu Luluța și Gingirel, dacă mai apar pe aici. Ok, deci am adus-o pe Duța înapoi. Da, pisica asta a fărtat pui. De fapt am adoptat-o, că era pe stradă și era gata să o turtească mașina. Cu 15 zile înainte de Crăciun. 2020, desigur. Și este... Și în al doilea rând este și castrată. Da. Dacă Duța nu prea are timp să se joace cu Zicuță. Într-un fel. Și îmi pare rău de asta. Cred că ceva. Nimic, nu mai nimic. Ce dăgărea sunt pisoi. Poate de grea sunteți. Duțica. Ia să văd dacă mi-e. E, nu mi-e unde. Mi-e unde. Pentru că destângem. Deci mă asta. Lasă. Vai. Cam atât și pentru astăzi. Zicuță nu mă mai zgâria. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să... dați like și să vă abonați. Ne vedem. O să fac și vloguri cu Duța și cu Duța și Gingirel. Inclusiv cu Sky. Da, pe pisica aia care am zis despre Mau, că seamănă cu Mau. Ei, ei. Pisici. Gata, Duța. Stai, Duța, întoarce-te. Duța. Duța, întoarce-te. Nu pleca. Deci Sky este pisica care seamănă cu Mau. Și o să fac și vloguri cu câini. Că aici câinele nu știu cât de curând o să fac, dar vă anunț eu când o să fac. Ok, Zicuță, zicem la revedere de la cameră. Pa, pa, la revedere.